Gimnastele lui Belu și Bitang s-au calificat de pe locul 2, în urma unor ratări ale debutantelor Stănilă și Munteanu. Larisa a obținut cea mai mare notă din calificări, fiind punctată cu 15.166 la bârnă. Ea va fi prezentă în toate cele patru finale de duminică, în timp ce Diana Bulimar va concura doar la sol.